Noi venim de bunăvoie la biserică, nu suntem salariații bisericii, nu... Cum putem să facem așa ceva? Nu știu, venim la biserică să găsim calea spre mântuire. Eu vreau să știu în momentul de față, găsesc calea spre mântuire sau drumul spre iad. Mi-l arată Preasfințitul Ciprian. Iar la o parte dintre noi mi s-a luat dreptul la împărtășanie de la Sfântul... Și cazul dumneavoastră? Da, și cazul meu, Vintilă Lucica. Pentru simplu fapt că ne-am permis să protestăm mai mulți care decizii, să ne-a luat dreptul la Sfânta Împărtășanie până când, nu știu, dar nu știu cu ce drept ni l-a luat. Acum chiar suntem dați în ziar, dacă ai văzut ziarul. Am văzut și ziarul, știm ce va urma de aici încolo. De ce? Pentru că i-am spus un adevăr, nu? Părintele n-a greșit cu absolut nimica, nu ne-a îndemnat să facem absolut nimica și mă trezesc că n-am dreptul să mă împărtășesc. Problema este că dacă ne-am strigat probabil durerea sau suferința sau eu știu, am fost împotriva abuzurilor acestea care se fac în Arhiepiscopia Buzăului și Vrancea. Să știți că sunt mulți preoți care sunt în situația părintelui Vatră. Nu dau nume pentru că am fost acuzată la rândul meu că când am spus că îi apărăm pe toți, am fost acuzată că nu sunt probe și că ei să dezic. Toate lucrurile astea sunt niște abuzuri, deci i-au pus să semneze și dacă să fac cercetări adevărate și dacă sunt corecți, cercetați. S-au făcut întâlniri cu preoții în biserică la părintele Dragnea, unde i-a pus să semneze că se dezic de toate meetingurile. L-a pus pe părintele Vatră să semneze că se dezice de noi. Păi cum să se dezică de noi în momentul în care el, de 16 ani de zile, muncește să ne aducă la credință. Care este credința? Deci datorită dânsului noi suntem atât de mulți enoriași la această biserică. Și de aici... Pe mine m-a ajutat cu cancerul colon. Deci, la butan, și când la o nevoie, la ceva, dacă apelam la dânsul, dânsul ne ajuta. În primul rând vom ajunge în instanță cu toată situația asta și vom avem aviz pentru proteste, începând de în fiecare sâmbătă și duminică vom protesta împotriva acestor decizii și vrem cu orice preț să vină cineva din Arhiepiscopie să ne spună care este cale de întoarcere, nu știu, ne-a spus că trebuiește să facem pocăință publică. Noi am făcut-o odată. Deci avem dovezi, vă punem material la dispoziție și nu și-a ținut cuvântul. Nu știu care este situația. Să cerem iertare, dar cui să cerem iertare? Că dacă vine prin ascuns, nici nu ne anunță. Deci la noi niciodată nu a venit cu... Peste tot s-a dus cu covor roșu, aranjat, primit cu brațele deschise. De ce nu vine? Consider că în momentul de față este cel în măsură și cel mai înțelept să dea liniște acestei parohii. Această parohie este tulburată de dumnealui, nu de părintele Vatră. Părintele Vatră ne-a adus aici. Acum dumnealui ne împrăștie pe toți. Deja am împrăștiat. Deci deja am împrăștiat tot. I-am împrăștiat, numai... Am împărțit biserica în două. Tineret, foarte mult tineret care vine. Deci a tras foarte mult tineret. Dacă l-a adus părintele Mirică... Vatră sunt la biserică. Părintele Mirică mai mult a stricat. Eu mă numesc Vasile Gheorghiță. Și aș vrea să știu de la Preasfințitul Ciprian pentru ce m-a pedepsit pe mine ca să nu primesc Sfânta Împărtășanie, care eu nu am jignit niciun preot, n-am jignit pe nimeni. Decât am spus anul trecut în toamnă, am spus așa, că părintele Vatră a ajutat lumea. Da, a făcut o cantină. Da, a făcut o cantină care îi dădea mâncare la săraci. Da, și pentru ce să-l mute? Zic să-l las în pace. Și eu atât am discutat de când se face protestul ăsta. Încolo n-am jignit nici pe preotul Mirică, n-am jignit nici pe Preasfințitul, n-am jignit pe nimeni. Eu aș vrea să-mi dea explicații și mie, să-mi spună pentru ce m-a pedepsit ca să nu mai primesc Sfânta Împărtășanii, din cauza că eu am muncit cândva pe la biserică pe aici. Am depus efort, am făcut acolo la poartă, am dat bani. Din coace s-a pus de dumnealui, s-a pus toată marmura care e pusă în biserică, e pusă de dânsul, nu i s-a plătit niciun ban, că n-a luat bani. Așa. Și de asta, părintele Vatră, el a muncit cot la cot cu noi.
datorită protestelor și datorită situației în care am fost, s-a schimbat părintele Balica și a venit părintele Balica din funcția de părinte protopop, a venit părintele Bran. Părintele Bran a fost în aceeași situație cu părintele Vatră. Deci și dumnealui are un magazin și părintele Vatră a avut un magazin. Deci fiecare răspunde de aceste magazine soțiile lor. Avem acte doveditoare. A funcționat și magazinul și a schimbat obiectul de activitate și sub acele haine sau eu știu ce vând în magazinul respectiv, să știți că se face în continuare același lucru. Părintele Vatră a vrut să fie corect și a vândut magazinul pentru că trebuia să distrugă marfa, trebuia să o dea înapoi la furnizori și probabil că a fost mai de durată. Vreau să vă spun că legea bisericească se bazează pe binecuvântare, iar legea fiscală este legea fiscală pe care o știm cu toții. Nu putea să închidă un magazin după o zi pe alta. Deci a fost de durată. Omul a încercat să rezolve problemele cât de cât omenește. De ce s-a ajuns în situația asta? De ce pe unul îl distrugem și pe unul îl promovăm? Care este secretul? Cine ne arată nouă drumul spre mântuire, dacă nouă ni se întâmplă așa ceva? Lucrurile sunt mult mai adânci și noi vrem cu orice preț să ieșim în presă, la televiziuni. Am apelat peste tot unde a fost posibil. Avem de aici încolo meeting-uri de făcut, așa că nu ne oprim până când nu ne recăpătăm dreptul nostru ca enoriaș. Eu la biserica asta am venit să construiesc ceva, nu să dărâm. Părintele a construit, n-a dărmat. A venit părintele Ciprian. De când a început această catedrală a distruge neamului, că nu putem să-i spunem altfel decât Catedrala Distrugerii Neamului, s-a pus pe preoți o presiune din asta fiscală foarte mare, ei nu mai fac față, nu au voie să vorbească și atunci nu suntem singurul caz în țara asta, în aceeași situație. Atunci începem să facem aceste mutări. Îl luăm pe preotul Vatră și îl ducem în cutare loc, îl luăm pe preotul nu știu care și îl ducem în... Și atunci ei săraci, fiind pâinea lor în joc și presați de situație, ajungem în situația asta. Deci vorbim despre niște canoane, decizia este dată, am dat-o la colegii dumneavoastră, despre niște canoane care, ca și cum eu aș fi ori un preot, ori un episcop, ori probabil că scrie pe fruntea mea, nu știu. Nu mai aveți voie să mergeți în biserică? Nu mai am dreptul să merg în biserica creștină ortodoxă. Nouă ne-a spus una, colegilor dumneavoastră, văd că dau alt răspuns. Deci în orice biserică nu mai aveți. Păi dacă vorbim biserică ortodoxă, deci probabil că... Dacă vorbim... De când le-a dat afară din curtea... Aici este deja o biserică particulară, să știți. Este prima biserică... A noastră muncită de a noastră. Ne-a dat afară. Am suferit aici de foame, de sete, să descărcăm mașini cu cărămidă, cu tot. Deci noi am muncit și alții vin și distrug. Problema este în felul următor. Duminică la Sfânta Liturghie, în momentul când cei doi preoți au fost înscăunați, în timpul slujbei, sau la sfârșitul slujbei, mai bine spus, așa s-a spus că biserica este al lui Dumnezeu, nu, iar ceea ce este a lui, iar ceea ce el îi stăpân. Este proprietate privată și presa a fost dată afară din biserică pe motiv că e proprietate privată, da, și fără acceptul lor nu au voie să intre. Când a venit trecut, când a fost dată de la afară. Au fost. Dacă o să citiți, acel comunicat din monitor, o să vedeți ce răspuns a dat protoieria, că nu s-a mai întâmplat de la 800 nu știu cât, când s-a excomunicat un episcop. Dar vorbim de anii 800. Nu vorbim de ani. Deci dacă am evoluat, dacă ne plimbăm cu Mercedesul, dacă ne uităm la calculatoare, dacă totul se modernizează, biserica o pedepsim după anii respectiv, după canoanele de când, nu știm, suntem debusolați și nu mai avem încredere în biserică. Începem o campanie pentru că considerăm că această biserică nu este decât un mod de a aduna bani. Eu sunt fana Itenela și nu mai am dreptul să intru în biserica creștin-ortodoxă. Sunt excomunicată. Vreau și eu să vă spun, fiindcă sunt una din persoanele care am făcut parte din acea delegație care a mers la prea înaltul Ciprian și ni s-a comunicat de acolo că sunt
sunt 70 de preoți care sunt susținuți din bugetul dumnealor. Ne-au pus să jurăm pe Biblie și o să facem un material pe tema asta și o să ne asigurăm că ceea ce au făcut, au făcut corect. Permanența Consiliului Eparhial, întrunită în ședință de lucru în ziua de 7 mai 2015, a luat decizia excomunicării sau a excluderii din Biserica Ortodoxă a domnului Romică Gavrilă, a doamnei Elena Baneș și a doamnei Nela Panaite, sancțiune ce a fost propusă de către consistoriul eparhial în urma analizării dosarului respectivei cauze. În dorința de a fi pace la parohia Sfântul Andrei, chiar în al preasfințitul părinte arhiepiscop Ciprian a venit la această biserică în ziua de 11 ianuarie pentru a le explica celor prezenți de ce a fost nevoie să se ia anumite hotărâri în legătură cu preotul Georgică Vatră, care inițial a fost lăsat să slujească în continuare la această biserică. Totuși, aceste trei persoane pe care le-am menționat mai sus au menținut o stare de tulburare, de neascultare și chiar au editat, este foarte important, au editat o broșură intitulată Fața necunoscută din parohia Sfântul Andrei, în care defaimă biserica, ierarhii, amenințând că își vor aduce preotul lor și chiar că se vor rupe de Biserica Ortodoxă Română. În ceea ce îl privește pe preotul Georgică Vatră, acesta a solicitat printr-o cerere scrisă transferul la parohia Bordeasca Veche, din dorința de a-și păstra, de a-și menține liniștea sufletească și preoția, spunând că unii enoriași mențin o stare de tulburare la parohia Sfântul Andrei și că aceștia nu-l mai reprezintă. Este important de precizat că prin însăși atitudinea lor, aceste persoane s-au autoexclus din sânul bisericii, iar centrul eparhial din Buzău nu a făcut altceva decât să constate cele întâmplate și să ia măsurile corespunzătoare. Pentru cei care nu știu, excomunicarea înseamnă, de fapt, excluderea din Biserica Ortodoxă, ceea ce înseamnă că aceste persoane nu vor mai beneficia de asistență religioasă. Totuși, există posibilitatea ca acestea să fie reprimite în biserică, însă vor trebui să facă pocăință și să-și ceară iertare în fața comunității din parohia Sfântul Andrei. Practic, cum le va fi interzis accesul în biserică acestor persoane? Se vor face comunicări la nivelul protoieriilor din cuprinsul arhiepiscopiei noastre, iar pe de altă parte ține și de conștiința lor, pentru că dacă vor merge într-o altă eparhie, automat este foarte greu să fie reperate și să constate cineva că, într-adevăr, aceste persoane nu mai fac parte din rândurile bisericii noastre. Dacă vor avea... luată este fără precedent în istoria bisericii. O astfel de măsură s-a luat de-a lungul timpului și precizăm că este valabilă, întrucât ea este cuprinsă până astăzi în canoanele și în regulamentele bisericii noastre. Când a fost luată ultima dată o astfel de măsură? Nu vă pot preciza o dată concretă, însă fiți sigur că aceste măsuri au existat de-a lungul timpului pentru a preîntâmpina astfel de dezbinări în interiorul bisericii noastre, care nu fac bine nimănui. În istoria recentă a bisericii au fost luate astfel de măsuri? V-am spus care este poziția bisericii în astfel de situații. Ce se va întâmpla dacă unul dintre cei trei va avea o înmormântare în familie sau, Doamne ferește, unul dintre ei dacă va beneficia de toate? Dacă nu se vor întoarce și nu vor da dovadă de îndreptare, automat nu vor fi reprimite în biserică și, fiind excomunicate, nu vor beneficia de înmormântarea religioasă.